Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, astăzi, cu inimi pline de bucurie, aniversăm 4 ani de la beatificarea Monseniorului Vladimir Ghica. Iată, au fost 4 ani în care, cu siguranță, am simțit multă bucurie interioară, știind că avem un mijlocitor pe lângă Mântuitorul, că avem pe unul, un preot, un martir, care a pășit pe aceste meleaguri și care a ajuns în slava cerească, a continuat să se roage pentru noi și se roagă pentru noi. Au fost ani, 4, în care cu siguranță mulți dintre noi, în momente de bucurie, dar și de durere sau de teamă, de neliniște, am alergat la mijlocirea fericitului Vladimir, știind, amintindu-ne că Vladimir Ghica a fost un adevărat om și apostol al rugăciunii. Spunea într-o reflexie a sa fericitul Vladimir: mă gândesc la cei care se roagă în același timp cu mine. Obișnuia să spună aceste cuvinte: mă gândesc la cei care se roagă în același timp cu mine. Iată, în rugăciunea lui, și spuneam, a fost un om și un apostol al rugăciunii, în rugăciunea lui erau prezenți în spirit de comuniune cei care îi se alăturau prin rugăciune, de aproape sau de departe. Viața de rugăciune pentru el a însemnat o trăire constantă și atentă față de prezența lui Dumnezeu, pentru că cel care se roagă, sau atunci când ne rugăm, iubiți credincioși, noi intrăm în comuniune cu Dumnezeu, suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem în fața lui Dumnezeu. Și atunci când știm că în rugăciunea noastră nu suntem singuri, bucuria noastră, încrederea noastră este mai mare. Unul dintre biografii săi are niște cuvinte deosebit de profunde pe care aș vrea să vi le citez. Spunea: trebuie însă să-l fi văzut și auzit pentru a ști în ce măsură omul acesta radia rugăciunea, cât de mult era el însuși rugăciune, în toate gesturile, în toate atitudinile, în toate cuvintele sale, în tăcerea sa, mai ales, era rugăciune. Îndemna la rugăciune. Era aproape imposibil să te afli în prezența lui sau să-l asculți fără să te rogi. Vladimir Ghica, om și apostol al rugăciunii, este un element important acesta
iubiți frați și surori, în viața fiecărui creștin, în viața fiecăruia dintre noi, rugăciunea, cu atât mai mult cu cât, iată, așa cum spuneam, suntem conștienți și credem acest lucru, că prin rugăciune intrăm în comuniune cu Dumnezeu, intrăm în comuniune cu frații noștri, intrăm în comuniune cu Sfinții lui Dumnezeu. Prin rugăciune, noi nu suntem singuri și această convingere cu siguranță ne dă multă mângâiere, știind că atunci când ne rugăm, împreună cu noi se roagă Sfinții lui Dumnezeu, ei care mijlocesc pentru noi, ei poartă rugăciunile noastre, așa cum sunt ele, poate nu întotdeauna perfecte, poate nu întotdeauna foarte atente, foarte pătrunse de pietate. Ei poartă rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce privește rugăciunea, în biografia monseniorului Ghica, găsim și o frumoasă mărturie a monseniorului Menges, cel care a fost arestat împreună cu Vladimir Ghica. Și monseniorul vorbește despre spiritul de rugăciune din închisoare. Atunci când fericitul Vladimir a fost încarcerat, închis în închisoare, a încercat să continue acest apostolat al rugăciunii în mijlocul deținuților. Spune monseniorul Menges că în fiecare zi monseniorul aduna în jurul lui un grup de deținuți din celulă și împreună se rugau rozariu. Iată, rozariul, o rugăciune atât de recomandată de biserică și în zilele noastre. Se ruga rozariul și încerca după fiecare mister să facă și o scurtă meditație. Făcea acest lucru pentru că iubea rugăciunea, făcea acest lucru pentru că voia să inspire colegilor de celulă spiritul rugăciunii, dar mai presus de toate, făcea acest lucru convins că rugăciunea spusă împreună, rugăciunea comunitară, mai ales în acele condiții vitrege, putea să aducă multă alinare în suferința celor care erau închiși împreună cu monseniorul. Iubiți frați și surori, rugându-ne Sfinților, noi intrăm în comuniune cu ei. Și așa cum spuneam, acest gând este mângâietor pentru fiecare dintre noi. De altfel, în crez, noi spunem, mărturisim, cred în comuniunea Sfinților. Cred în împărtășirea Sfinților. Această comuniune care există între toți cei botezați, această comuniune care trece dincolo de viața pământească, dincolo de moarte, această comuniune care continuă în viața veșnică, este o uniune care se naște din botez. Și să nu uităm
că nu poate să fie distrusă nici de moarte, pentru că comuniunea continuă între toți cei botezați, continuă și dincolo de moarte. Din mărturiile celor care au fost alături de fericitul Vladimir în închisoare, știm că rugăciunea Monseniorului era atât de puternică și plină de credință, încât obținea miracole. El a săvârșit minuni, a săvârșit miracole, în viață fiind încă. Există o mărturie deosebit de importantă a unui coleg de detenție, martor, deci martor autentic, Florea Costache, care, amintindu-și de acei ani petrecuți alături de Monseniorul în închisoare, povestește, de exemplu, despre relicva cu fragmentul de spine din coroana Mântuitorului, pe care fericitul Vladimir o purta mereu la sine. Prin rugăciunea sa, în prezența relicviei, s-au întâmplat numeroase miracole. El aplica relicva pe locul durerii sau pe locul suferinței și se ruga în tăcere. Când termina rugăciunea, persoana era vindecată. Puterea rugăciunii, iubiți frați și surori, puterea rugăciunii care izvorăște din credință și cel care se roagă cu credință, care crede că ceea ce cere Dumnezeu îi va da, această putere a rugăciunii, iată, este capabilă să săvârșească și miracole. În biografia lui citim și un alt fapt neobișnuit, să spunem, care s-a întâmplat în anul 1927. Este vorba despre o soră care s-a accidentat la bucătărie, niște arsuri grave i-au provocat multă suferință și medicii erau sceptici în ceea ce privește vindecarea, sănătatea ei. A fost chemat fericitul Vladimir, care la fel avea la el această relicvă cu spinul din coroana Mântuitorului. S-a rugat îndelung, s-a rugat în tăcere, a intrat în comuniune cu Dumnezeu, a intrat în comuniune cu Sfinții și medicii a doua zi au constatat că rănile cauzate de arsură sunt aproape vindecate. Iubiți frați și surori, spuneam, sunt 4 ani de când fericitul Vladimir a fost înălțat la cinstea altarelor. A fost puternic în rugăciune în timp ce trăia încă pe acest pământ. Cu siguranță rugăciunea lui este mai puternică acum când slava cerească îl contemplă pe Fiul lui Dumnezeu. Avem noi aici în catedrală și acest privilegiu de a avea relicva fericitului Vladimir. Este important, iubiți frați și surori, din când în când să ne oprim,
să ne oprim în fața altarului cu relicva fericitului Vladimir. Și în cuvinte simple, izvorâte din credință, să-i spunem bucuriile, dar și suferințele noastre. Să nu ezităm să-i cerem haruri, cu credință, convinși că iată El acum, bucurându-se în slava cerească, nu ne uită, pentru că El se gândește la cei care se roagă în același timp împreună cu El. Suntem prezenți în rugăciunea Monseniorului. Suntem prezenți atunci când El mijlocește pentru noi și se creează această comuniune extraordinară. De aceea să alergăm la mijlocirea Lui cu încredere, știind că rugăciunea fericitului este acum mai puternică. Să nu ezităm niciodată să-i spunem cu încredere suferințele și lipsurile noastre sufletești și trupești, cerându-i mai ales harul de a persevera în slujirea lui Dumnezeu și în credința și în comuniunea apostolică. Lăudați să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor. Amin.